Riot Call, care se anunță epic. Acestea fiind zise, direct în ecranul de picks and bans, Ozone Giant sau First Ban First Pick, Xin Zhao primul erou blocat. Vedem Acer pe cine o să aleagă, Kassadin, niște banuri mai excentrice, dacă putem să le spunem așa. N-am mai văzut un Kassadin jucat într-un turneu important de foarte mult timp. Irelia, da, e un solo top foarte puternic. Twisted Fate, la fel, ok, înțeleg în momentul în care joci cu vreuna dintre echipele din China. Misaya, din câte știu, joacă foarte mult Twisted Fate și îl joacă bine. Dar cine știe, vor fi target ban sau poate că nu vor cei din Acer pur și simplu să-i vadă, au vreo strategie specifică. Gragas, Citizen Wayne joacă într-adevăr foarte bine cu Gragas, banul ăsta îl înțeleg. Și Olaf care le-a făcut viața foarte amară celor din Acer în meciul precedent. Bine, atunci era Wicked, acum o să fie Samox. Rămâne de văzut dacă o să fie la fel de eficient. Cei din Giants însă văd că nu se grăbesc cu first pick-ul. Stau să se gândească destul de mult chiar, aproape de limita de timp. E prima dată când văd așa ceva. De obicei echipele care au first ban, first pick, de obicei știu imediat ce erou vor neapărat să ia și până la urmă au optat pentru Nunu. Nunu care poate juca suport sau junglă. Dacă joacă ca suport, un counter bun pentru el ar fi Sona, însă ca first pick nu prea îți dai seama dacă e jungler sau suport. Bine, Sona e un erou de suport foarte bun per total, nu pot spune că ar fi o alegere proastă chiar dacă nu s-ar duce în junglă până la urmă. Liumi, în schimb, l-a luat direct pe Ezreal, deci AD carry-ul îl știm sigur. Să vedem al doilea pick, amazing, Leona Ezreal. L-am văzut pe Crepo jucând cu... și uite că până la urmă Taric, și nici pe Taric nu l-am mai văzut de ceva timp ca suport, deși din punctul meu de vedere are un potențial foarte bun, mai ales dacă îl combin cu eroi de burst tip Corki, Sivir, chiar și Ezreal, e un kill lane foarte bun. Să vedem cum o să răspundă Giants, dacă într-adevăr vor să-l trimită, dacă nu a fost doar o momeală sau chiar o să fie suport. Babeta și cu Samox trebuie să aleagă. Shen Vayne. Da, nu Vayne pe linia de jos, combinație foarte puternică. Shen top sau din nou junglă, dar de obicei e trimis top ca să facă split push odată ce și ia Ionic Spark și Sunfire Cape. O strategie preferată de altfel a echipelor care îl aleg. Acer au optat să răspundă cu Jax. Jax și mai au să-și aleagă junglerul și AP mid. Tot așa văd că ambele echipe nu se grăbesc. Probabil că sunt ambele știu miza acestui match, deci probabil că nu vor să se arunce sau să se grăbească inutil. Se gândesc să-l ia pe Skarner. Jax e un solo top foarte bun,
HyperCare scalează foarte bine odată ce își pune obiectele potrivite pe el. Și într-adevăr va fi scanner junglă, așadar Acer și-au lăsat AP mid-ul ca ultimă alegere. Giants la rândul lor trebuie să-și ia acum AP mid și junglerul. Asta din nou dacă nu vor să-l trimită pe Shen jungle, dar nu am văzut de foarte mult timp Shen junglă. Cine să fie, cine să fie, foarte multe opțiuni lăsate libere, Mundo, Shyvana, Morgana, Ryze, Ahri, au o întreagă și Morden și Exterminare au de unde să aleagă. Nu e ca și cum duc lipsă. Cho'Gath, junglă, da, l-am văzut pe Snoopy jucându-l foarte, foarte bine. Frog în meciul precedent cu Anivia, nu mai are nevoie de nicio introducere. Și să-l vedem pe Citizen Wayne, pe cine vrea să aleagă împotriva Aniviei. Are pe Ryze, o are pe Lux, care a fost luată în ambele meciuri pe care le-am transmis până acum. Morgana, evident, o opțiune foarte bună întotdeauna. Orianna, Ahri. Sau, bine, mai are și alte opțiuni. Karthus, evident, LeBlanc. Din nou, nu duce lipsă de opțiuni și, până la urmă, Karthus se gândește momentan, nu i-a dat lock-in. Rămâne de văzut dacă o să și rămână cu el, dar din câte se pare, 3, 2, 1. Ta-da! Bun! Așadar o să avem pe linia de sus Shen vs. Jax, în junglă Cho'Gath împotriva lui Skarner, pe mid Anivia Karthus, iar pe linia de jos Vayne 1 împotriva lui Taric Ezreal. Câte un hyper carry de partea fiecărei echipe. Să zic 2 pentru Acer, deoarece și Karthus, pe măsură ce trece timpul în match, devine din ce în ce mai puternic, o dată cu obiectele pe care și le pune pe el. Așa că ca putere brută, avantajul ar fi totuși în favoarea celor din Acer. De partea cealaltă, foarte mult crowd control pentru Giants. Shen, Cho'Gath, Anivia, Shen cu acel AWS Silence ar putea să dovedească critic în luptele importante. Cho mai rău, de asemenea, nu prea văd dacă cei din Giants aleg să încerce norocul la Baron, nu prea văd cum ar reuși cei din Acer să-l fure, deoarece cei din Giants au două abilități cu True Damage, consumul lui Nunu și fistul lui Cho'Gath pe lângă smite-ul lui Morden. Așa că pentru a fura Baronul pe Amazing ar trebui să aibă un timing absolut impecabil, ceea ce în meciuri de genul ăsta se poate dovedi relativ dificil, deoarece până la urmă nici junglerul împotriva căruia joci nu e chiar un desculț. Dar rămâne de văzut cum o să decurgă lucrurile. Cei din Giants, să zic că merg un pic pe late game, pentru că Vayne 1 este un combo absolut devastator. Nu-i vorbă și nici cu Acer nu mi-e jenă, și Jax și Karthus devin niște monștri în late game. Așa că va fi o cursă interesantă, cu un ușor handicap pentru Giants, care n-ar avea un scaling chiar atât de puternic în late game comparativ cu Acer.
Invazii ceva 97, văd că stă în Traibraș, niște pinguri în râu. Samox e în râu cu babeta după el, l-au văzut pe Amazing, un Bloodboy ăla aici, Ward standard pus. Ai Mi Mine cu Liumi, sunt și ei jos în râu, probabil că vor să pună un Ward în aceeași zonă, dar în jungla adversă, dar Morden cu Babeta și Exterminare sunt acolo, l-au pus până la urmă. Pinguri peste tot. Însă niciuna dintre echipe văd că nu vrea să se arunce la vreo greșeală copilărească, mai ales la începutul meciului, unde un First Blood dat carry-ului advers poate însemna un dezastru pentru mai târziu. Așa că toată lumea văd că s-a îndreptat în propria junglă și Morden și Amazing au luat lupii, ci vor fi ajutați de echipă să ia și buff-ul albastru. Așa că un început foarte cu minte comparativ cu ce am văzut până acum. Întrebarea e dacă vreunul din jungler va decide să gankeze mai repede vreuna din linii. Și o pauză. Prima pauză a acestui turneu. Sec. Ok. Așteptăm. Nicio problemă. Suntem cu doar, nu știu, 30 de secunde. Am impresia că este delay-ul, deci suntem cât de cât apropiați de real time. Ah, văd că a fost doar o, probabil o mică problemă care n-a necesitat o pauză mai îndelungată. N-am văzut până acum ca cele 30 de minute alocate pentru pauză să fie consumate toate, dar tamam bine ce o scosese și a pus-o la loc. Așa că se mai bagă o fisă. Cizme 3 poțiuni, Fairy Charm 2 warduri, o poțiune pe linia de jos. Să schimbăm totuși, să punem eroi în ordine. Oh, vom avea remake? De ce? Vorba lui Shabs. Oh, interesant. Posibil o problemă cu wardurile, nu cu wardurile, îmi cer scuze, cu runele. Și aparent există niște probleme cu PC-ul lui. Noi mai rămânem momentan, deoarece dacă dăm disconnect, nu prea mai avem cum să reintrăm în joc pe serverele de turneu pe care se desfășoară aceste evenimente offline. În momentul în care creez un custom game tournament draft la spectator, nu ai opțiune decât lobby only. Așa că în momentul în care ai dat disconnect ca spectator, nu mai ai cum să revii. Să sperăm că nu e vreo problemă serioasă și uite-l că a reapărut. Sper să nu fie aceleași probleme care au fost, de care mi-aduc aminte cu groază anul trecut la DreamHack, tot așa DreamHack Winter, din câte știu, când se jucau de pe laptopuri și se supraîncingeau alea într-o veselie. Singura problemă, din câte îmi dau seama, da, e că modul spectator o să o ia un pic razna, un pic. Ia să vedem cât de... Ba nu, încă suntem live. De obicei când se pune pauză, există un anumit delay aici. Văd că cei din Acer îi recomandă să schimbe PC-ul. Chestie foarte adevărată de altfel. Văd că cei din Acer nu vor să părăsească acest match.
N-ar fi neapărat o tragedie, deoarece nu s-a dat First Blood-ul nu a fost luat de niciuna dintre echipe, de nu se poate spune că are vreun avantaj covârșitor. Shubs, în schimb, văd că e foarte foarte convins și nici măcar Rizium văd că nu vrea să-l dea cei din Giants fără să întrebe mai întâi. Așa că momentan stăm și ne uităm lung. Uitându-mă așa la line-up-urile celor două echipe, inițierea este aproximativ egală. Ei se râlau pe Amazing cu acel impel al lui Skarner. Citizen Wayne poate să folosească Wall of Pain-ul lui Karthus ca să-i facă viața mai ușoară. De partea cealaltă, Giants îl au pe Exterminare și Morden cu acel Crystallize și al Anivii și Rapture-ul lui Cho'Gath și Samux l-au, adică poate să prindă pe cineva cu un Shadow Dash reușit, dar ar fi destul de riscant în situația respectivă. Damage. Ia să vedem la damage cum stăm. Blitz o să fie pentru Giants principala sursă de damage. Avem un Rizium, un nou Rizium. Să vedem dacă o să mai și rămână așa. Samux, te poți mișca? Ești viu? Hai, omoară și un creep. Da, bun, ok. Am revenit la normal. Și a reînceput meciul. Egalitate de gol, evident. Mă rog, acum 200 avantaj pentru Acer. Pe linia de sus, Shabs a luat un pic avans. Și Amazing este și el acolo cu double buff. Să vedem dacă o să încerce. Opa, aici e posibil să vedem un prim gang Shadow Dash folosit. N-o să-l prindă pe Samux. Nu a folosit nici flash-ul, doar un Shadow Dash, deci nu a pierdut foarte multe. Așa că Amazing va trebui să mai încerce o dată măcar să forțeze un flash și totuși a rămas aici. Cu double buff, Shabs încearcă să-l momească, dar nu știu cât de bine o să iasă. Pe mid, în schimb, Citizen a fost prins de stun-ul Anivii, folosește flash-ul, Morden e după el, exhaust folosit pe Morden, dar Citizen cu ultimata. Oh, Ignite și până la urmă, First Blood, exterminare, pierde pasiva Anivii, acest ou care îi permite să revină pe hartă, chiar dacă este omorâtă în prima fază, nu este activ decât odată la, nici nu știu cât, o secundă că nu mai știu exact timing-ul, 4 minute. Așadar, de-abia prin minutul 8, exterminarea o să-și permită să joace ceva mai agresiv, dar până la urmă, First Blood pentru el și asta contează. Și a cumpărat deja Chalice of Harmony. Citizen Wayne are un Ruby Crystal, probabil că merge pe Catalyst de Protector pe care să-l transforme apoi în Rod of Ages. Dacă nu mă înșel, n-am jucat foarte mult Karthus, deci îmi cer scuze dacă bat câmpii cu glorie. Morden a venit iar pe mid, cei din Giants văd că sunt hotărâți. Opa, a fost văzut de Amazing, un Rapture aici. Amândoi au double buff, deci nu prea aveau cum să se omoare unul pe celălalt. Sus, Samux, 28-28, 29. Acum a revenit foarte bine în privința minionilor, la egalitate cu Shabs și am împins valul propriu în turnul advers. Pe linia de jos, 37-36, din nou egalitate. Într-adevăr, ușor avantaj pentru Liumi, deoarece
nu și-a consumat nicio poțiune momentan. Blit a folosit-o deja pe prima din cele trei pe care și le cumpărase, iar Nunu din păcate nu-l poate vindeca. Aici un burst foarte, foarte puternic, flash foarte agresiv, cleanse folosit de Blit, exhaust pe I mean mine. Între timp, pe linia de mijloc, Morden e posibil să fie prins. Oh, va fi o luptă generală aici pe mid. Exterminare, văd că este ținta. Posibil să facă un dive, da, kill pentru Citizen Wayne, însă Amazing riscă foarte mult, fentează Rapture-ul și e posibil să scape. Fură fantoma principală cu smite pentru a-și regenera vitalitatea și a scăpat. Foarte frumos jucat de Acer aici. Gank care s-a concretizat și cu un kill pentru Citizen Wayne. Așadar, din nou, egalitate pe linia de mijloc. Un kill, un deces pentru amândoi. Iar probabil că Citizen o să se întoarcă acum, da, să-și cumpere catalizat de protector asta, dacă o să-l lase Morden, deoarece presupun că o să vină l-a oprit aici, nu o să reușească să-l omoare, dar l-a mai ținut un pic pe linie. Citizen nu prea mai are mana, în timp ce exterminare și-a luat deja, are și el un health crystal, ruby crystal, îmi cer scuze, și are deja mana completă. Pe linia de jos a venit Morden la un potențial gank, însă au fost deja atenți cei din Acer și au apărut pingurile de retragere. În schimb, vedem o invazie. Morden cred că vrea să fure buff-ul albastru. L-au văzut pe Amazing. Acer știu și ei că Babeta și Morden se află acolo. Și e posibil să vedem o nouă luptă 2 vs 2. Și nu. Până la urmă, cei din Giants au renunțat la idee, însă exterminare vă că-l presează foarte bine pe Citizen. Nu știu dacă acesta o să se poată duce să ia buff-ul albastru. Samux în continuare la egalitate de farm cu Shabs, 54-52. Shabs are și-a luat două Doran's Blade, însă Samux vă care se ține mai bine, are mai multă viață. Citizen până la urmă n-a luat buff-ul albastru, văd că e pe Amazing care și-a folosit smite-ul, deci aparent n-a vrut să-l doneze. Morden văd că e mai generos și oferă lui exterminare, mana regenul și cooldown reduction-ul. Shabs încearcă să-l momească pe Samux. Amazing este în level 6, deci își poate folosi impale-ul, însă nu știu dacă au suficient damage. Samux oricum l-a văzut pe Amazing datorită ward-ului. Are și flash, da, greu să-l prins pe Shen în condițiile astea. Dacă n-ar fi avut flash, mai era o chestie. Pe linia de jos, Blitz cu Babeta, 61-69, Liu mi-a luat un ușor avans în privința minionilor, însă Blitz are două Doran's Blade plus două poțiuni. Liu mi n-are decât cizmele, o să trebuiască să se întoarcă în bază la un moment dat, asta dacă Aimee mai nu continuă să-l vindece. Heal-ul lui Taric nu e atât de puternic precum cel oferit de Sona sau Soraka, de exemplu, dar e acolo. Ajută și el cât se poate. Aimee Mine văd că se joacă de-a vața ascunsele cu Babeta în Tufiș, în timp ce Blit farmează cu foarte mare eficiență valul de minion. True Shot Barrage aici din partea lui Liumi, probabil că vrea să se vor să se întoarcă în bază sau doar să împingă valul înapoi. Ward pus de Babeta în tufișul advers, dacă îi putem spune așa, ca să-l vadă pe Aimee Mine. Și între timp Amazing s-a strecurat și el și vine acum Crystalline, o să-l prindă pe Babeta Impel. Nu, n-a reușit să-l prindă, Babeta și-a folosit flash-ul imediat cum l-am văzut pe Amazing lângă el. Dacă situația asta ar fi avut loc cu un patch mai devreme,
Amazing ar fi reușit să-l prindă, dar cei de la Riot au schimbat modul în care funcționează Impale-ul și acum dacă folosești flash-ul înainte ca Impale-ul să te prindă, poți scăpa, nu te mai trage Skarner după el, chiar dacă te-ai îndepărtat în mod normal. Mulți jucători au deplâns de Skarner au deplâns această situație. Și între timp Morden a venit pe linia de sus, să vedem pe Shadow, de aici a reușit Rapture, ajunge și el, dar nu cred că au damage. Fist într-adevăr folosit Ignite, Counter-Strike, stun foarte bun. Ultimata lui Karthus, Shabs o să moară cu siguranță. Citizen Wayne nu a prins niciun kill. Aoleu, Morden, cât ai? Dacă acum ai mai puțin de 50, înseamnă că ai scăpat cu un firicel de viață. Exterminarea lasă pe Citizen Wayne fără jumătate din viață și Amazing vine și el acum. Stand United folosit de către Samux. A venit Citizen Wayne, o să moară cu siguranță. Amazing rămâne acolo, dar e posibil, nu, Samux o să fie și el o victimă. Crystallize folosit de exterminare, dar nu, Amazing văd că alege să nu continue urmărirea, chiar dacă avea double buff. Așa că 3-2 scorul general la kill-uri. Amazing a fost văzut de ward, a pus un ward al propriu, dar cam atât. În schimb, Acer văd că vor să ia primul dragon al meciului. Au rămas într-adevăr un pic în urmă, 1000 gold avantaj pentru Giants, dar aceștia nu sunt pe poziție și n-au cum să-i împiedice să ia dragonul. 18, 28. O să-l vedem pe domnul Dragon din nou pe hartă. 95-100 pe linia de jos. Cei doi AD carry se țin bine. Vampiric Scepter și un Dagger pentru Blitz. Opa, a apărut Morden aici. Rapture care ratează ambii adversari. Un bulgăre de gheață aruncat de Babeta. Dar nu s-a ales cu niciun kill din situația respectivă. Phage terminat în schimb pentru Liumi. Linia de sus, văd că Shabs și-a făcut Mercury's Threads. Mai are un Negatron. Nu Negatron, îmi cer scuze, Null Magic Mantle pe el pentru rezistență magică. Cele două Doran's Blade pe care le avea. De partea cealaltă, Samus, văd că și-a făcut deja Ionic Spark-ul, deci vrea să facă, înceapă acel split push de care vă povesteam la început cât mai repede. Acum, de-abia, cred că Amazing, da, i-a donat buff-ul albastrului Citizen Wayne. Amazing stă și el undeva aici în spate, nu are încă flash pentru a iniția lupta. Și a fost văzut deja niște ping-uri din partea celor din Giants. A lăsat un ward aici, dar nu o să prindă pe nimeni în situația de față. Relativ liniștit meciul. 600 gold avantaj pentru Giants, însă ei s-au arătat cu acel dive de pe mid că pot juca și ei foarte bine. Și mai ales că au și ultimata lui Karthus. Orice luptă se poate transforma automat într-una în care Giants se află în inferioritate numerică. Morden văd că a venit cu Oracle și stă undeva pe flank. Flash-a lui Babeta Ignite pe I Me Mine, văd că vor să-l omoare, nu o să mai... Ba, a scăpat până la urmă un flash foarte, foarte reușit. Blitz și cu Babeta lăsați cu jumătate din viață. I Me Mine se ține și el destul de bine, având în vedere câte abilități au fost folosite. Și cam atât o să rămână, dar între timp Citizen Wayne a fost omorât de către Morden și exterminarea, dacă nu mă înșel, venise și el plecase să își ajute cu echipierii, dar cu ajutorul ultimatei a reușit să-l prindă pe Blitz. 4-3 scorul general, 600
Gold se joacă, aș spune, pe contre. Pe linia de sus nu prea se întâmplă prea multe lucruri, bine, în afara faptului că Shabs la ora actuală e fugărit un pic de către Samox și e forțat să se întoarcă în bază. Amazing a fost văzut cu siguranță de acel ward din Tribrush, nu o să reușească să-l, și mă rog, chiar dacă ar vrea să-l gancheze, nu prea cred că ar câștiga o luptă 1v1. Nu prea știu de ce așteaptă Amazing acolo, fiindcă Morden vine și el, ba, nu. Morden la ora actuală văd că se află în căutarea de ward-uri prin Two Fish. Primul turn pentru Giants aici. Amazing, văd că încearcă să-l momească pe Samux, dar nu s-a ales nimic din chestia asta. Așadar, primul turn pentru Giants. Pe linia de jos, Aimee Mind, Stun, Blit, tot așa schimb de lovituri, însă niciuna dintre părți nu pare foarte decisă să obțină kill-ul, se mulțumesc să farmeze. Dragonul cam într-un minut jumate o să reapară. Amazing și-a cumpărat și el, văd Oracle, Anivia, are deja Rod of Ages. Și ce și-a mai luat? Și-a luat acum Sorcerer's Shoes pentru acel Magic Pen, pentru ca abilitățile ei să aibă o putere mai mare. De partea cealaltă, Phage Sheen pentru Liumi, o să facă, să-și facă un Trinity Force, build standard pentru Ezreal. Am văzut foarte puțini jucători de Ezreal care să-și facă un Bloodthirster mai întâi. Aimee Mine, Heart of Gold, Fairy Charm, o duce destul de bine. Philosopher's Stone, Ruby Crystal pentru Babeta. Relativ echilibrat, cu singura diferență că la ora actuală cei din Giants au 1000 gold avantaj. Deci diferența de bani începe să crească. Morden a venit la un nou gang. Să vedem Babeta dacă va reuși la un counter gang. De fapt, Babeta a fost prins. Blit își folosește ultimata. Vine și cartul Stand United. Babeta cu siguranță, da, Citizen Wayne ia kill-ul respectiv. Și acum Morden este forțat să se retragă pentru că are un oracol pe el. Și iată că a fost o luptă 3-3 care s-a transformat brusc într-un 4v3 datorită ultimatei lui Karthus, și Samux a încercat să-l salveze pe Babeta cu Stand United, dar n-a fost suficient. Karthus deja cu Rod of Ages, Needlessly Large Rod și Blasting Wand, o să fie rush direct la Rabadon's Death Cap. Al doilea turn distrus pentru Giants. Acer au răspuns cu turnul de jos și încă un dragon. 24-53. Drept urmare, acum Acer are un avantaj de 400 gold. Egalitate în privința kill-urilor, 4-4. Cum mai stăm cu obiectele? Vei invocare Zeal, Berserker's Greaves, Rabadon's Deathcap acum terminat pentru Karthus. Deci dacă ajunge în mijlocul echipei adverse și își activează Defile-ul și nimerește Lay Waste, o să fie destul de dureros pentru cei din Giants. Amazing la rândul său a terminat Shorelia's Reverie, deci o să poată iniția ceva mai ușor luptele datorită vitezei de deplasare sporite pe care o să o aibă cu Shorelia's Reverie, exoskeletonul, și poate să folosească și flash la o, adică dacă vrea neapărat să prindă pe cineva. Sus, în schimb, Samux are un avantaj 15 minioni, nu foarte, de fapt nu, mint, 20. Față de Shabs, are deja build-ul clasic de split push pentru Shen, Ionic Spark, Sunfire Cape, Null Magic Mantle cu cizme. Nu cred că o să-și facă, sau e posibil să-și facă
Shell Mercury's 3, Trinity Force terminat pentru Liyumi. Cam toată lumea începe să-și pună obiectele relativ importante să le aibă în inventar. La Giant skill-urile sunt distribuite 2 kill-uri pentru Samux, 2 pentru exterminare. De partea cealaltă, toate kill-urile sunt pe Citizen Wayne. A și murit de 3 ori, este adevărat, dar Karthus cu 4 kill-uri, Rabadon's Deathcap, Rod of Ages la minutul 20. O să fie greu pentru Giants pe măsură ce jocul ajunge în fazele târzii și o nouă pauză. De data asta Acer sunt cei care au întrerupt meciul. Care e problema? Small lab, FPS lag, nu pu, have fun. Probleme aparent de performanță cu PC-urile de la turneu. Un Wall of Pain aici pe linia de mijloc, n-a prins pe nimeni. Ping-uri simultane pe Morden și Amazing, amândoi sunt cu Oracle pe ei și distrug cât de multe ward-uri pot. Chiar așa cum stăm cu acoperirea, avem un ward 2 pentru Giants, de partea cealaltă un ward pentru Acer, deci ambele echipe nu stau excepțional. Aegis of the Legion pentru Morden. O mică invazie aici, Liyumi, Amazing și Coaimi Mine. Exterminare a folosit un Crystallize ca să vadă dacă era ce. Liyumi aici prins de către Blitz. Nu cred că o să fie totuși o problemă. Dacă era și restul Morden, dacă mai ar fi prins un Rapture atunci, într-adevăr, Liyumi ar fi fost într-o situație destul de periculoasă, dar așa un simplu stun în zid al lui Vayne nu o să-i curme viața instantaneu. Samux pe linia de sus formează fără probleme. Shabs a venit, are un Hex Drinker și Phage pe el. Și aici un flash forțat de Citizen Wayne și Shabs și Samux. Cred că o să moară aici. Dacă o să facă, da, Shabs o să facă dive cu siguranță. Vine și ultimata lui Karthus ca să fie sigur. Killing spree pentru Citizen Wayne. Oi, Shabs o să se întâlnească cu Morden. Nu știu dacă o să mai scape de aici. Ba da, a scăpat și a folosit flash-ul. Din nou foarte bine jucat de către cei din Acer, un burst foarte puternic, au reușit să-l omoare pe Samux destul de repede și a cumpărat și acesta într-un final Mercury Threads, încă un Null Magic Mantle. Pe linia de jos, în schimb, Aimee Mine a reușit să-l omoare pe Babetta. Liyumi aici o să fie ucis. Ba nu, un Healbait foarte, foarte bun. Două kill-uri pentru Acer, unul pe AD Carry, unul pe suport, însă uită-l pe exterminare că vrea să-l prindă pe Liyumi și e posibil să se fi grăbit aici un pic. Până la urmă au renunțat Liyumi și cu Aimee Mine au făcut o treabă foarte bună pe linia de jos, în timp ce Citizen Wayne și cu Shabs îl fugăreau pe Samox top. Și Team Acer văd că încep să pună presiune. Citizen văd că stătea undeva aici lângă turnul advers. 24, cam în vreo jumătate de minut ar trebui să apară dragonul și Acer știu și ei chestia asta și se pregătesc probabil asta dacă Aimee Mine nu se... Ba da, el văd că se retrage, dar Amazing este acolo cu oracolul și pregătit să omoare dragonul imediat cum apare, sau de fapt văd că a venit doar să pândească ward-urile. Da. Shabs este pe linia de sus cu Samux. Samux are însă avantajul acelui Stand United, dar dragonul este
pică foarte repede. Al treilea dragon pentru Team Acer în acest match. Ceea ce înseamnă că diferența la ora actuală de gol 2400, un true shot baraj pe care nu știu de ce l-a folosit Liumi. Probabil să încerce să fure buff albastru, deși nu avea vision acolo, deci nu prea îmi dau seama cum ar fi vrut să-l nimerească. Shabs aici văd că e foarte agresiv și o să facă, nu, și-a activat ultimata, s-a gândit să facă un dive. Acer văd că s-au strâns în afară de Liumi, restul Acer-ului sunt în jungla adversă, un Crystallize acolo folosit de exterminare, să vadă despre ce e vorba. Ward pus de asemenea. Shabs a reușit să distrugă turnul, 2-2 scorul la turnuri în acest moment. Liumi, în schimb, nu este cu echipa lui, este undeva izolat. Babeta și cu Blit au venit și ei. Dar până la urmă Acer văd că vor să se retragă, nu cred că vor să forțeze nota, au pus un ward la Baron. Trinity Force pentru Shabs, Last Whisper pentru Ezreal. Ce alte obiecte interesante mai avem? Încă un Needlessly Large Rod pentru Citizen Wayne, 530, 275 de minion farmați. De partea cealaltă nici exterminare nu stă neapărat rău, 2-1-1. Rod of Ages, Blasting One, Needlessly Large Rod, nu și-a terminat încă Rabadon's Deathcap, dar probabil că 1165, probabil că la următorul drum în bază o să și-l cumpere. Amazing mai distruge un ward, niște pinguri, Blitz și cu Babeta sunt pe linia de jos, ceea ce înseamnă că Acer e posibil să ia acest baron fără probleme, un stun din partea lui Exterminare. Acer nu sunt foarte hotărâți dacă să continue sau nu, dar până la urmă cred că o să-l ia. Ba nu, până la urmă se decide să se lupte și reușește până la urmă Giant să-l fure, dar nu știu dacă o să conteze. Morden a reușit să fure baronul, însă Citizen Wayne are un rampage aici. Blitz și cu exterminare au rămas în viață. Lium este și el acolo. Amazing, l-a tras pe exterminare, dar nu știu dacă a fost cea mai fericită soluție, fiindcă Blitz a fost acolo și l-a aruncat în aer. Morden aproape să-l prindă pe Citizen Wayne. Și iată că acel true damage de care vă spuneam la începutul meciului, fistul lui Morden, bine, Babeta nu a fost acolo să ajute, dar true damage, până la urmă, și-a spus cuvântul și Amazing nu, nici măcar n-a apucat să-și folosească smite-ul. Witsend pentru Samux, deci avem attack speed Shen. Morden și cu Blit o să distrugă și ei încă un turn, 4-2 și avantaj din nou, 400 gol pentru Giants acum, care au revenit în ofensivă. Liumi, ce ai tu, Liumi? Oh, Liumi o să fie prins aici, Rapture în schimb ratat de Morden. Aimee Mine este și el acolo, dar nu cred că e o idee foarte bună să te lupți cu echipa adversă când aceștia au buff-ul de baron pe ei. Aimee Mine nu o să mai scape de acolo, un kill pentru Blitz. Citizen Wayne vine și el cu ultimata, însă Blitz, datorită lifestyle-ului foarte bun pe care îl are, un true shot baraj foarte bun, dar din nou acel buff de baron cu regenerarea oferită plus lifestyle-ul. Au reușit să-l salveze pe Blit, cât ai lifesteal, 19%. Două Doran's Blade, acum are Bloodthirster, Negatron, Cloak, Phantom Dancer, Berserker's Greaves plus Bloodboil-ul oferit de Nunu. Devine înfricoșătoare Vayne în condițiile astea. Amazing probabil că vrea să-i dea buff-ul albastru lui Citizen Wayne. Exterminare și el acolo și-a folosit Crystallize să vadă ce e în Tufish. N-a găsit pe nimeni și acum Giants pot întoarce un pic
meciul Acer începuseră să pună presiune, iar acest baron furat le-a oferit o mică portiță de respiro. Exterminare și-a cumpărat de altfel Athene's Unholy Grail, are și Rabadon's Deathcap acum. Vayne, după cum spuneam, are deja Bloodthirster. 800 gold, însă diferența 7-9 la kill-uri. Meciul ăsta încă se joacă, nu se poate spune că una dintre echipe. Oh, aici e posibil să Citizen Wayne, ba nu, și-a folosit Wall of Pain-ul ca să contracareze atacul celor din Giants. Am văzut un Shureli, a folosit acolo. Au vrut să-l prindă pe picior greșit, era undeva izolat aici în pe linia de mijloc, dar n-au reușit, foarte mult sânge rece din partea lui Citizen. Aegis of the Legion acum pentru Amazing, ca să-și ajute echipa să reziste un pic mai mult în acele lupte generale. Samox și cu Shabs, 255-252, 2-3-2 scor pentru Samox, 0-2-2 pentru Shabs, nu e cel mai fericit scor pentru un Jax, dar na, merge. Și primul dragon pentru Giants. 37-21. Ceea ce înseamnă că a mai crescut un pic diferența de gold. Aproape 2000 în favoarea lor. Karthus cu Void Staff acum. O să doară ultima taia într-un mare stil. Nu-i vorbă nici cu Liumi, nu mi-e jenă. Last Whisper, Trinity Force, BF Sword, Vampiric Scepter, probabil că Bloodthirster va fi următorul obiect pe care o să și-l cumpere. Crystallize aici din partea lui Exterminare și văd că Giants optează să facă un push. Blitz și-a cumpărat Quicksilver Sash, probabil pentru a scăpa în special de stunurile lui Aimee Mine. Babeta mai pune niște warduri în jungla adversă. Asta mai ales că nu există, da, nu există oracol pentru cei din Acer. Giants au oracol pe Morden, dacă nu mă înșel, da. Morden care are deja, cred că are deja 6 stack-uri pentru ultimate, deci are suficientă viață aici. Exterminarea a încercat să folosească stun-ul pentru a-l prinde din nou pe Citizen Wayne, n-au reușit. Aimee Mine crede că se ascunde în Two-Fish, dar e văzut de acel ward și dacă nu pleacă repede de acolo e posibil să fie prins, venise și Blitz. Iar acum Samox, văd că ia o să fie atacat de Shabs care ar trebui să se retragă fiindcă echipa adversă este și ea prin zonă. Nu au făcut foarte multe cei din Giants cu acel baron furat. Au pierdut într-adevăr doi oameni în lupta respectivă, deci nu erau 100% apți. Iată și Bloodthirster-ul pe Ezreal. Dar destul de pasiv meciul din partea lor. Ceea ce s-ar putea să fie o problemă, fiindcă Jax și cu Karthus în tot timpul ăsta farmează. Guardian Angel acum pe Shabs, oracol cumpărat de Amazing. Și într-adevăr, acum îmi dau seama că am fost atât de încântat de faptul că au furat baronul, încât am uitat să pun timerul. 27-17, asta înseamnă 34-17. Deci cam acum ar trebui să apară. Da, iată-l. Tamam bine. Ward pus de Acer. Giants au venit și ei imediat. Blitz a folosit ultimata, nici măcar n-am mai așteptat. Să vedem, Samox aici a fost prins, Karthus și folosește ultimata. Samox o să moară cu siguranță, da, unstoppable. Amazing este și el acolo și reușește în totuși să fure, de data aceasta el fură baronul și cei din Giants or să fie anihilați aici. Babeta moare și el, Morden flash peste zid, Blitz nu mai scapă, exterminare și el e acolo. Liumi peste zid, Ace, dacă nu mă înșel, double kill pentru Liumi. Ace, într-adevăr.
iată o luptă extraordinară pentru Acer și un baron furat de către Amazing, care și-a luat revanșa. 41-37 o să fie următorul, iar acum Acer sunt în ofensivă și o să ia cât de multe turnuri pot, încă 10 secunde până apar Samox și cu Babeta, Blit 18 secunde, au timp să ia turnul și inhibitorul. Da, și o să se retragă imediat după aceea. Ultimata lui Karthus a fost extrem de puternică, mai ales că acesta și-a luat deja Void Staff și a făcut acum și Zonia Hourglass. E aproape de build complet, 7-3-3, minutul 35. Iar acum Giants, de unde reușiseră să revină câtuși de cât, sunt din nou în defensivă. 406 pe Liumi, 310 minion farmați, cu 50 mai mult față de Blit. Bloodthirster, Trinity Force, Last Whisper, Ziggs Herald, făcut acum de Aimee Mine, pe lângă Shurelia-Zu, pe care tocmai și l-a cumpărat. Shurelia-Zu și pe Amazing, așadar mobilitate foarte bună pentru Acer. De partea cealaltă, Ziggs și pentru Babeta, Shurelia-Zu pe Morden. Samux a făcut tank, are deja Randuin's Omen, într-adevăr și destul de ofensiv cu acela Ionic Spark și Wit's End. Guardian Angel și pe Liumi, așadar Shab și Liumi vor trebui să moară de două ori, practic, într-o luptă. Oracle's Elixir pe Amazing. Și lucrurile devin din ce în ce mai problematice pentru Giants. Sunt în urmă 5000 gold, 8-14 la gold. Dragonul are apărut și el, dar Shabs la ora actuală. Un Shadow Dash foarte bun. Aimee Mine aruncat în aer instantaneu. Citizen Wayne își folosește Zonia-Zu, dar shutdown. Aimee Mine nu mai scapă nici el. Inițiere foarte bună. Au venit acum Shabs și cele doi cu echipier. Blit aici lovit de True Shot barajul lui Liumi, dar o inițiere foarte bună a lui Samux acolo și el și exterminare, damage foarte, foarte mare și acel shutdown o să conteze până la urmă. Cine a luat kill-ul? Morden l-a luat. Ar fi fost ideal dacă Blit ar fi fost cel care primea acel bonus gol, dar asta e, un kill e un kill până la urmă. În schimb, Amazing pe linia de jos a mai distrus un turn. Shabs a omorât de unul singur dragonul, 44-16, și în ciuda pierderilor suferite, văd că Acer nu se lasă. Duel aici, 1-1, Samus își folosește Stand United, dar Karthus ieși el acolo cu ultimata, True Shot, baraj foarte frumos folosit și Liumi e posibil să-l omoare pe Samux. A venit și Amazing, Crystallize, excelent al lui exterminare, îi salvează viața lui Samux. Încă un healbait foarte bun al lui Liumi, probabil că ar fi murit totuși dacă nu era și ultimata lui Citizen Wayne să-l ajute acolo. Și aici probabil că va fi încă un turn luat de către Acer, dar nu știu dacă vor să forțeze și inhibitorul, deși ar putea. Văd că s-au strâns în mijloc și Liumi are și Guardian Angel pe el. Încă un inhibitor distrus și deja situația pentru Giants. Nu prea mai văd cum o să reușească să întoarcă meciul cu două inhibitoare distruse. Liumi, lăsat fără un sfert de
viață de către exterminare, dar cu ce lifestyle are pe el și un Guardian Angel nu e o problemă. Oh, Aimee Mine și cu Amazing aproape că au fost Amazing, până la urmă a fost prins, dar și-a folosit Ignitus. Samus lăsat fără jumătate din viață. Și Amazing se ține destul de bine pentru tot ce s-a aruncat în el. Shabs și el pe linia de jos. Amazing se mulțumește momentan să distrugă Warden în timp ce Leiomi tot strânge minionii după el. La ora actuală Acer așteaptă Super Creep și să poată face un push. Sunt de vreo, nu știu, cred că de 2 minute sunt în baza adversă, viață full. Nu mai au baronul pe ei într-adevăr, dar distrug inhibitorul imediat cum a fost reconstruit și Giants trebuie să inițieze o luptă pentru că dacă o țin în ritmul ăsta nu or să-i poată opri pe Acer. Pe Lumii e destul de greu să-l prinzi. Amazing, am văzut cum a rezistat la cam tot ce s-a aruncat în direcția lui. Shabs are Guardian Angel. Într-adevăr, pe Citizen Wayne să-l prindă, însă acea ultimată doare destul de mult, după cum am văzut în acea încăierare 2 vs 2 din jungla celor din Giants. Și văd că Amazing cu acum Blitz și-a cumpărat Last Whisper, dar Amazing cu Lumii vor să omoare Baronul în 2. Și de ce nu? Ar trebui să reușească. Acum a apărut cei din Giants Hawano că se întâmplă chestia asta. Văd că lipsesc doi adversari, deoarece doar Citizen Wayne, Aimee Mine și Shab sunt pe linia de jos, dar nu prea au ce să facă, deoarece trebuie să-și apere. True Shot Baraj folosit de Liumi. Al treilea baron omorât și al doilea pentru Team Acer. 42-06, 49-06, dar nu știu dacă se va mai ajunge acolo, deoarece Acer probabil că vor opta să facă un ultim push cu care să închidă socoterile. Ce obiecte s-au mai cumpărat? Frozen Heart pe Ezreal, atenție! Amazing și el cu un Guardian Angel, așadar 3 membrii Team Acer care trebuie să moară de 2 ori, având buff-ul de baron pe ei, asta ca și cum n-ar fi fost de ajuns că Shabs și cu Citizen Wayne lovesc ca trenul. Și că veni vorba de asta, Shabs și-a mai cumpărat un Lich Bane, moment în care build-ul lui este complet, ar mai lipsi să-și vândă, nu știu, să-și vândă cizmele, să-și mai cumpere ceva, nu prea văd ce ar mai putea să își ia ca să aibă un damage. Ia, chiar sunt curios, cât ability power ai estimabile? A, 790, e în regulă, totul este sub control, exterminare l-a prins, ai, lăsat fără jumătate din viață aproape de către exterminare, dar buff-ul de baron își spune cuvântul, turnul de jos aproape că a fost distrus. Liumi face pressing pe linia de sus, iar cei din Giant sunt împiși într-un colț, practic. Citizen Wayne a venit, a distrus, a plecat, n-a avut nicio treabă și ăsta probabil că va fi good game-ul pentru Giants. Aici o inițiere deja, exterminare își folosește Zhonyas, dar nu mai contează. Citizen Wayne în mijlocul tuturor, Zhonyas și el e ucis până la urmă, exterminare moare, ultimata lui Citizen Wayne nu o să prindă pe nimeni într-adevăr, dar nu o să mai aibă timp aici să-și salveze Nexus-ul. GG, well played, așadar victorie pentru Team Acer.